Vlogul is about to change. Trebuie să mă întind, Johnule, că mi-e greu în dimineața asta să mă trezesc. Bă, frate, îmbătrânesc de pe o zi pe altă. Uite cum țineam cadrul ăsta, așa să moară Jack Sala. Îmbătrânesc de la o zi la alta. Deci vă spuneam că acum jumătate de an. Ce jumătate de an, mă? Câteva luni. Uite, mă, vreau să mă urc pe mașină, mă, cât de retardat. Să mă sprijin undeva, să mă așez. Acum câteva luni înainte să plec în Asia, să mor dacă nu mă trezeam la 8 în fiecare dimineață cu chef de treabă, la 9 eram în sală la antrenament și spunea și Cuza de la noaptea târziu tot timpul: bă, Johnule, ce dracu faci că nici nu mă trezește, vă, că tu ești la jumătatea antrenamentului. Ce crezi? A venit soarele ăsta, uite, uitați-vă și voi la el, da? Cu căldurică și cu tot ce trebuie, de nu mă, bă, nu mă mai trezesc cum trebuie, mă, adică mă trezesc totuși pe la un 8 jumate, așa 9, fără alarmă, da? Bă, greu, lent, m-aș mai dormi, vine să mă bag la duș. Ce se întâmplă, bă, fraților? Ziua 5432 de Daily Vlog. M-am trezit de dimineață pentru că astăzi de la 1 la 4, de la 13 la 16 suntem la Pro FM. Alina Eremia și cu mine prezentăm de ziua Pro FM o emisiune. De dimineață în matinal sunt Andra și Cătălin Măruță și seara sunt Micuțu și cu Bordea 666. Vă spuneam că ne-am trezit atât de devreme pentru că și deoarece suntem la Eboda. Fiindcă am un foarte bun prieten, Dan, aici, cu care am colaborat și cu Free Wheel-urile, știți că mă jucam eu cu roțile alea, și mi-a zis că are un scooter foarte tare, că a venit vremea, electric și de la mare, cu roți de alea, așa de, zici că e chopper, și vrea să mi-l dea să mă plimb și eu cât este cald cu el pe afară. M-am gândit că e la fix și acum vrem să intrăm la Eboda să vedem care-i treaba, ce fac oamenii ăștia la 10 dimineața. Ne-am întâlnit și cu un foarte bun prieten aici, Moise de la Interbrands, Johnule. Salut! Moise vinde Pampers pentru cei... în cauză, i-am zis că la mine mai e de așteptat. Intrăm la Eboda, Johnilor, să vedem ce fac oamenii ăștia la 10 dimineața. Chiar sunt foarte curios, dăm trezirea peste tot unde mergem, ia. Trezirea, Eboda! Ce faceți? Bună dimineața! Wow. Am ajuns și la Dănuțu, Johnule. Trebuie să vedem ce jucării ne arată, cu ce ne distrăm. O să le punem și pe vlog imediat. Însă, ce vreau eu să vă pun pe vlog este când o să fiu pe Magheru cu o tichiuță din aia argintie. Stăm puțin de vorbă și revenim imediat cu jucăriile să vi le arătăm. Vlogul is about to change. Ați înțeles, da? Am și claxon. Totul se va schimba începând din ziua asta, pentru că cu acest minunat scooter de la Ebodix, motherfucker, how, o să mă distrez maxim. Ăla-i cam răgușit, așa? Ăla-i mai răgușit un pic. Uitați-vă la cea mai tare jucărie pe care o primesc la începutul primăverii. Bună ziua. Păi dacă a trecut omul prin cadru, ce vrei să fac? Mamă, Johnule, cum arată, ești nebun, direct mare chopper. Vă dați seama că imediat ce am luat-o, o duc direct la spălat. Dane, e electrică, mă? Bă, cât de tare. E, și la ce se încarcă, mă? La priză. Bă, fraților, abia aștept să iau, vă pup, revin imediat. Mamă, cât de șmecher e! What the fuck? Bă, John, wow, nu cred! Bă, frate, ce mișto-i senzația asta de chopper, mă! Zici că-s pe Harley, ești nebun la cap! Bă, este genial, mă, e o mini-motocicletă, ați înnebunit la cap, oameni, cât de șmecher e! Și ce preț are, mă? Zine ce preț are, că chiar sunt curios! La noi pe site, în momentul ăsta, prețul e undeva la 5500 de lei. Văd foarte mulți oameni în oraș care merg cu scutere, care merg cu Vespa-uri, cu... Băi, fraților, un scuter pe benzină costă 1000 de euro, hai să fim serioși, adică... Am ajuns în față la Pro FM, Johnule, și Veronica de la Media Pro Music / Universal / cei mai șmecheri /... A adus, ca să se înțeleagă, Veronica Lutranda, da? A adus două torturi superbe pe care o să le dăruim eu și Alina Pro FM-ului, pentru că este ziua Pro FM-ului, Johnule. Vrem sau nu, astăzi este momentul lor și hăți torturile! Ah, sunt de... Uau, mă, ce frumoase sunt la mulți ani, Pro FM. Sunt de la Zumserii, na. Hai, s-o cunosc pe doamna care rezum seriu. Așteptăm să vină Eremistica, pentru că săraca cred că a parcat în pom, nu știu cum s-a dus. După care ne întoarcem cu update. Hăț, priviți mersul, hăț, de 3 ori, hăț. A și oprit-o cineva la o poză. Este ea, da, vine. Da, subscribe la Alina Eremia, fraților! Vlogging! Ai auzit tot blocul, ești nebun. Păi când faci vlog, trebuie să te audă toată lumea, nu ai ce să faci, hăț. Urcăm și revenim, pup! Mulți-a-ntrăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, la mulți ani. Alina, v-ați venit cu urmânare și cu limba. Am rugăciune
să rămână doamna Andra, să trăiască domnul Cătălin Mărântăre. Să știți, Nico, dacă n-am zis de Alina astăzi, să-mi pună să-mi la mulți ani Pro FM, da, subscribe! Deci, stimați ascultători, rămâneți cu noi pentru că avem bani de dat. Alina are foarte multe secrete să vă spun astăzi. Suntem 3 ore direct. Johnule, a venit Cori, deja este relaxat, s-a lăsat scaunul pe spate, ești nebun că știu că filmează cine trebuie. Suntem deja după a treia intervenție și cred că începe să-mi placă. Observați poziția de semi-barosan pe care o poți adopta în aceste scaune de radio. Totul este hăț. E elementul meu. Eu sunt exact în elementul meu pentru că tema emisiunii noastre de astăzi este hăț. Adică n-ai cum să se vorbească despre hăț și să nu fii happy like motherfucker, you know? Le mulțumim celor de la Pro FM că ne mai ajută din când în când pentru că aceste butoane, după cum vedeți, sunt mult prea multe. Stai așa să mă rotesc. Aceste butoane mă depășesc unele dintre ele. Am învățat să ridic microfoane, să cobor muzica și să bag vuvuzeaua preferată a Alinei Eremia. Așa că sper că ne-ați ascultat pe Pro FM, pentru că atunci când veți viziona acest vlog, noi nu vom mai fi fost pe Pro FM și că v-ați distrat cu noi. Continuăm cu ceea ce se numește după amiaza hâț cu Dorian și Alinuț. Yeah! John, hâț, Johnule! Alo! Alo! Hâț, Johnule! Mamșor, nu mă mai certa, mă, și pe Facebook, să moară Jaxara! Lasă-mă, face, te rog! Dă pe Pro FM, ascultă, urează la mulți ani Pro FM și nu mă mai certa! Filmezi? Bă, fraților, ne distrăm într-un mare fel la Pro FM aici, e cel mai cool vibe din lume. Îmi pare rău că freza mea deja arată căh, dar ăsta e avantajul la radio. Stai că sunt chemat, sunt chemat. Bă, nu, zici ar fi super tare. 0212522642 și intrați în direct cu noi la Pro FM. Hăț, 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 să taie Cori cum trebuie. Bă, fraților, cred că îmi doresc un contract în radio. Așa că, nu știu, aș anunța frumos și elegant cum este de bun simț Pro FM-ul pentru început, pentru că ei m-au chemat. Dar dacă există vreun radio prin țară, în afara țării sau pe sub țară care ar vrea prezența mea într-una din emisiuni, vă rog frumos, nu ezitați să ne contactați. Deja ne place și la radio, și la radio. Fraților, asta a fost ziua noastră la Pro FM. A fost genial, urăm încă o dată la mulți ani Pro FM-ului. Le mulțumim tuturor celor care ne-au sunat și care au fost cu noi în live pe radio. A fost genial. Alina Eremia de față aici, dați un subscribe pentru că mai nou este și pe YouTube. Bine cu vloguri, bagabonțe. Motherfucker, miau. Trebuie să recunosc că ești guilty pleasure și știu asta de la foarte multă lume. Multă lume spune. De asta trebuie să țineți minte foarte bine cuvântul ăsta vinovat, pentru că am o surpriză pentru voi care se va numi vinovat. Nici n-a știut. Nici n-a știut, dar a simțit, pentru că asta înseamnă Alina Eremia și Dorian Popa. Chemistry la alt nivel, frațiorilor. Mergem mai departe să vedem ce mai facem. Daily vlog continuă. Cineva... Mamă, deci când aud voci feminine care țipă, îmi vine să mă dezbrac, ești mea. Deci ești foarte tare. Du-te și filmează cum spune, ești foarte tare, ai fost foarte tare. Mai zi o dată. Mulțumim! Bă, Johnule, hăț, 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 fără suflu, obosit. Merit eu să mănânc ceva. Am venit la frații mei aici să mă hrănesc și eu. Numai de-astea am... De-astea tocate? Ia vezi dacă ai pastramă. Am să mănânc ce-mi place mie, nu pot să cred fix azi de ce azi. Ce-aia, pastramă? Pastramă. Hai, dă-mi pe aia. Cu, iată, pomos, brânză, roșii și atât. Pune și niște măsline de-astea negre. Aia e, Johnule, mi-au și o limonadă, mă așez la masă și abia aștept să mă hrănesc. Este 5 fără 7 minute și n-am mâncat nimic, nimic de ieri seară. Am în stomac un lup de mărimea celui din Rampage. Dacă n-ați văzut Rampage, uitați-vă la Rampage și o să înțelegeți ce lup am în stomac. Este foarte foame, hai să mâncăm. Stai așa că a avut domnul un părț în trecere. Ne-am așezat să mâncăm în sfârșit după ziua asta atât de lungă de muncă și de distracții și de energie mișto. Este 5 și reușesc să mănânc și după aceea mergem să tragem la studio pe piesa în limba engleză pe care o să o lansăm, despre care v-am povestit. Mai avem câteva voci și în curând îi filmăm și clipul și abia aștept să o auziți. Revin după ce mâncăm, fraților, că nu mai am vlagă. Am vorbit 5 ore în continuu fără să mănânc. Nu credeam că o să obosesc vreodată de la vorbit, dar am obosit de la vorbit azi. Hăț, 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 Johnule, am ajuns pe strada morilor la Demoga Studio. Stai așa să nu ne calce mașinile. Am ajuns la Demoga Studio să mai tragem niște voci pe superba piesă pe care v-am spus că o să o lansăm în curând, în maxim 2 luni de zile. Am dreptate când zic 2 luni de zile, Ioana? Bun, în 2 luni de zile o lansăm cu clip cu tot. Avem o artistă fresh, nouță pe care abia așteptăm să vă prezentăm, o voce extraordinară, v-am spus, de la Vocea României. O semifinalistă de fapt și de drept. Nu știu cu cine o să tragem astăzi la Demoga, pentru că fratele meu, Mădălin Roșioru, este away. Dar salutăm toată lumea și vedem abia în studio cu cine ne distrăm. Ce ziceți, Johnilor, hățul? Stai așa că vin acum, nu m-ai pierdut? Jos, jos, hai, nu m-am gândit că e jos. Aici am tras și prima oră, vreau să te anunț. Muzică!
adică. Vă pupă fratele întunericul la mare, tragem și revenim după aceea. Vă pup, hăț. Hăț, Johnule, hăț, că am ajuns la Oli Gang, unde n-am mai ajuns de mult, pentru că a venit sezon nou de Adidas Supra. Și când vine sezonul nou de Adidas Supra, mă simt ca un copil de Crăciun. Se pare că al meu Crăciun este un pic mai întârziat. Fraților, intrați pe www.oligangshop.ro și uitați-vă la cei mai șmecheri Adidas de la Supra, pentru că eu mi-am ales deja și am și pus pe bar. Hăți, bam, ia uitați-vă la astea trei. Hăți. Așa că, fraților, dacă vreți Adidas șmecheri, intrați pe OliGangShop pe Instagram sau pe OliGangShop.ro. Deci, fraților, să moară Jaxi. Viața poate fi nedreaptă uneori. Uitați-vă câte cutii de Adidas trebuie să car. Vai de mine cât de prost a sunat. Dar mi-a plăcut rupt, dar să nu zic. Hăți, stați așa. Deci trebuie să-mi iasă. O facem așa. Dacă e să scap vreo cutie de Adidas, pe ea nu-i mai iau. Deci ca să mă ambiționez. Opa, hai. Poate mai iau și lustra, ești nebun. Stai așa, ține bine. Pa, Oli Gang! Asta înseamnă Adidas de la Supra. Vă pupă, fratele. Nu uitați să dați subscribe, Dorian Popa, și să aprindeți clopoțelul pentru notificări. Daily vlog facem în fiecare zi, pentru că așa spune și numele. Dați un follow pe Instagram, eu sunt Dorian. Dați un follow și pe Spotify, Dorian Popa. Și ce să zicem? Mulțumim Oli Gang Shop și închidem ziua frumos, respectos, cu salutări și cu toate cele bune. Hăți. Căutată în ieșire, am văzut mii de fețe triste, zâmbete puține. Și acum simt că te-am găsit, dar golurile mele totuși nu sunt pline. În ieșire am văzut mii de fețe triste, zâmbete puține. Și acum simt că te-am găsit, dar golurile mele totuși nu sunt pline.